Dispoziție privind convocarea Consiliului Local cu o ședință ordinară. Primarul Comunei Duciu Județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ. Dispune. Se convoacă Consiliul Local cu o ședință publică ordinară în data de 30 ianuarie 2020, ore 13 la sediul primăriei Comunei Buciu. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Buciu pentru anul școlar 2020-2021, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2019 cu beneficiarii de ajutor social din Comuna Buciu, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului OAT Buciu în adunarea generală a acționarului la SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcție și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază și altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu, județul Bacău. Pentru anul 2020, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru Consiliul Local din cadrul Consiliului Local Buciu pentru anul 2020, inițiator primarul Comunei. Și 7 diverse. Domnule președinte, prezidente și statutare, putem începe ședința. Ca pentru început, ce aș putea să vă spun, suntem în prima lună al anului 2020, o să vă spun un bun venit, cu multă sănătate și putere de muncă. În continuare, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Votat. De asemenea, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Mulțumesc. Votat. Dăm cuvântul domnului primar să ne expună punctul numărul 1 din ordinea de zi. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rețelei școlare din Comuna Buciu pentru anul școlar 2020-2021. Doamne și domnule consilieri, proiectul de hotărâre prezentat a fost inițiat ca urmare a primirii adresei privitor la aprobarea rețelei școlare transmisă de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău, înregistrată la Primăria Comunei Buciu, la numărul 5197 din 30.12.2019. După cum știți, deja în luna decembrie a fiecărui an am primit adresă de la Inspectoratul Școlar Bacău, prin care mi se solicită ca pe baza propunerii școlii din comună să se întocmească proiectul de rețea școlară. Ca urmare a acestei solicitări s-a transmis propunerea de rețea școlară așa cum ni s-a comunicat de Școala Gimnazială Buciu în sensul de a se menține aceleași unități de învățământ și pentru anul școlar 2020-2021. Ca urmare a transmiterii acestui răspuns am primit aviz conform, urmând ca pe baza acestui aviz să se adopte o hotărâre de Consiliu, în această ședință. Temeiul legal al inițierii proiectului de hotărâre este prevăzut de OMN numărul 5019 din 2019 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare privind învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021, dar și de articolul 129 alineatul 1, articolul 129 alineatul 2 litera D, articolul 129 alineatul 7 litera A, articolul 136 alineatul 1 și articolul 196 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ. Având în vedere cele prezentate mai sus, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Domnule președinte. Președinte, îți dau cuvântul doamnei președinte la Comisia Juridică. Membrii Comisiei Juridice au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre privind rețeaua școlară a Comunei Buciu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Ați ascultat tot proiectul de hotărâre, e înscriere la cuvânt. Cine se scrie la cuvânt? Nu avem înscriere la cuvânt, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Votat. Domnule primar, vă rog să ne expuneți punctul numărul 2 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 cu beneficiari de ajutor social din Comuna Buciu. Doamne și domnule consiliere, având în vedere prevederile legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare, precum și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi, așa cum a fost aprobate prin hotărârea Guvernului României numărul 50
2012, propun Consiliul Local Bucim spre aprobare planul de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor desfășura în anul 2020 de beneficiarea legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare. Propunerile din Consiliul Proiectului de Hotărâre au avut ca fundament necesarul de acțiuni considerate viceprimarul comunei ce s-ar putea întreprinde și realiza cu beneficiar de ajutor social în interesul comunității locale. Domnul viceprimar este persoana direct responsabilă de punerea în aplicare și respectarea acțiunilor cuprinse în plan, de pentru care, la propunerea acestuia, am completat vechiul plan cu alte activități considerate ca fiind binevenite pentru comună. Mai fac mențiunea că, potrivit dispozițiilor legale invocate, acest plan de măsuri constituie obligativitate pentru Consiliul Local, iar hotărârea se adoptă anual. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să dezbateți pe marginea acestui proiect și să-l aprobați. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule primar. Chiar discut, doamna președinte. Membrii Comisiei au constatat că propunerea din conținutul proiectului de hotărâre este legală. Au fost de acord cu conținutul acestuia. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Înscrieri la cuvânt. Dacă nu înscrieri la cuvânt, trecem la vot. Ce este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Votat. Domnule primar, vă rugăm punctul numărul 3. În ordine de zi. Referat de motivare privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea reprezentantului OAT Bucim în adunare generală a acționarilor de la SCE, Compania Regională de Apă, Bacău, ESA. Doamne și domnule consilier, urmarea adresei numărul 13136 din 8-11-2019, înregistrată la instituția noastră, la numărul 4888, din 14-12-2012, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus desemnarea domnului viceprimar Mihalache Ion în calitate de reprezentant al Comunei Bucim în adunare generală a acționarilor la CRAB, ESA, unde suntem membri fondatori încă de la Constituirea ADIP. Vă informez că, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 14 din 30.06.2010, s-a aprobat actul constitutiv al CRAB, ESA, Bacău, iar Comuna Bucim a avut ca reprezentant în adunarea generală acționarul pe domnul viceprimar de la vremea aceea. Ulterior, prin hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 29.11.2012, la urmarea modificărilor în structura Consiliului Local, a fost desemnat domnul viceprimar Mihalache Ion. Având în vedere faptul că din anul 2012 nu a mai fost adoptată nicio hotărâre privire la acest aspect, iar desemnarea ne-a fost solicitată prin adresă oficială, am venit cu propunerea pe care tocmai v-am expus-o, în sensul ca domnul viceprimar Mihalache Ion să rămână în continuare reprezentantul Comunei Bucim în Naga, la CRAB. Având în vedere cele expuse, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule primar. Doamna președinte. Membrii Comisiei Juridice au fost de acord ca domnul Mihalache Ion să fie reprezentantul Consiliului Local Bucium la adunare generală a acționarilor la CRAB ESA, unde suntem membri fondatori, încă de la Constituirea ADIP, și au aprobat proiectul de hotărâre inițiat de către domnul Toma. Mulțumesc. Doamna președinte. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă. Votat. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de hotărâre la punctul numărul 4. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucim. Doamne și domnul consilier, motivat de împlinirea termenului de vechime în muncă, 15 ani pentru 3 funcționari din aparatul de specialitate cu data de 1.01.2020, am impus acordarea unei gradații de la gradația 3 la gradația 4. Față de această modificare se impune și modificarea corespunzătoare în statul de funcție, drept pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre. Astfel am propus la coloana 9, din anexa, la anexa 1, statul de funcție să se înscrie și gradația corespunzătoare vechime în muncă, iar la pozițiile 10, 13 și 14 să se înscrie gradația 4. Având în vedere necesitatea armonizării actualei hotărâri de Consiliu numărul 49 din 20.12.2019 cu modificările survenite la începutul anului 2020, propun aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule primar. Ce a zis doamna președinte? Da, membrii comisiei au studiat proiectul de hotărâre inițiat de către domnul primar și au fost de acord cu acesta. Mulțumesc, doamna președinte. Vă rog înscrieri la cuvânt. Nu avem înscrieri la cuvânt. Trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Contra? Deci, votat. Domnule primar, vă rog să ne expuneți punctul numărul 5 din ordinea de zi. Referat de motivarea la hotărârea
referitor la stabilirea cuantumului brut al salariului de bază și altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate a primarului Comunei Bucium, județul Bacău, pentru anul 2020. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium a fost inițiat în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 1 pe 2020, referitoare la unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv articolul 1, punctul 12, 13 și 15, în care se prevăd, începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporului și indemnizațiilor și altor elemente ale sistemului de salarizare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019. La punctul 13 se reiterează aceeași normă cu aplicabilitate pentru funcții de demnitate publică, iar la punctul 15 se face referire la indemnizația de hrană, al cărei cuantum rămâne același ca în anul precedent. Față de aceste prevederi, dar și de faptul că trei dintre funcționarii publici au avansat în gradație, s-a inițiat prezentul proiect de hotărâre în care s-a propus stabilirea pentru anul 2020 al salariului la același nivel cu cel existent, în luna decembrie 2019, modificarea gradațiilor în tabelul cu salariul brut și demnitate și diminuarea coeficientului pentru funcția publică de la poziția 6 din tabelul cu funcțiile publice de la 2 la 1,96 pe motivul că acordarea gradației depășea nivelul maxim de salarizare pentru funcțiile publice cu studii medii. Având în vedere cele prezentate, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în această formă. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule primar. Doamna președinte, la Comisia Buget. Mulțumesc frumos. Comisia de Buget Finanțe a studiat acest proiect propus de domnul primar. Au fost de acord. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Înscriere la cuvânt. Nu avem înscriere la cuvânt. Trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă. Votat. Domnule primar, vă rog să ne spuneți punctul numărul 6 din ordine de zi. Referat de motivare privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință pentru consilier local pentru anul 2020. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și prezentat pentru analiză în această ședință a fost determinat de prevederile ordonanței de urgență numărul 1 pe 2020, referitoare la unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și care prevede la articolul 1, punctul 13, că indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se mențin la nivelul lunii decembrie 2019. În conformitate cu prevederile articolului 212 din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului. Având în vedere aceste prevederi, în anul 2020 se plafonează indemnizațiile aleșilor locali și prin urmare nu se aplică majorarea prevăzută la articolul 13 din legea de salarizări. Față de cele menționate, rog analizați și aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte. Doamna președinte, la Comisia Buget. Mulțumesc frumos. Comisia a studiat acest proiect. Au fost de acord toți membrii comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru că este un proiect de hotărâre principal, vă rog să scrie la cuvânt. Este pentru? Cine se scrie? O să scrie. Mulțumesc. Crește mai mult. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, votat. Trecem la ultimul punct, diferite. Vă citesc că aici nu mai unde sunt probleme care e în doamna, mulțumesc, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule primar, domnilor consilieri ai Consiliului Local Bucium, am hotărât și am propus că nu suntem de acord cu demnitatea pe care ați semnat-o la mediere și vrem să inițiați luna care vine, să inițiem luna care vine un proiect de hotărâre prin care să cerem comunei pentru mare un act de refuz suprafața satului Butinaș. În același timp, vă rugăm să nu mai semnați niciun act până la adoptarea hotărârii de Consiliu. Da. Referitor la hotarul. Granițuirea între Mare și Comuna Bucium. Da, o să... Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă... Hai să scrie cineva la punctul celeste. Mai avem o scriere. Vă rog să permiteți mie să spun câteva cuvinte.
aș vrea să aduc în ședința de consiliu că la noi, pe raza Cuntului, acolo știți că avem aceea bisericuță. Am propus, domnule primar, ca să schimbăm crucea prin care a fost montată din 2006. Am avut aici un coleg al nostru care ne-a ajutat cu ceva lemn, care e lemn vechi, lemn care se putem face o cruce din stejar. Lemn, cred că, de peste 100 de ani. Am trecut la efectuarea acestui cruci. Aproape este finalizată, am turnat deja suportul, se montează tot în locul vechi unde a fost crucea respectivă. Mulțumesc pe această temă domnului consilier, domnului consilier Sterică, că ne-a ajutat cu această problemă. O a doua problemă prin care aș vrea să o ridic aici, ar fi o problemă mai dificilă. Problema în care, așa după cum s-a văzut, suntem o echipă bună, o echipă cu interes pentru comună, va trebui în continuare să fim uniți așa cum am fost uniți pentru desfășurarea acestor lucrări din anul precedent. Așa știm cu toții că avem aceste alegeri, nu este prea ușor, trebuie să fim mobilizați și să, ca lumea să iasă mulțumită, noi trebuie să ne înțelegem perfect. Vă mulțumesc pentru ascultare, mulțumesc echipii de televiziune prin care ne-a urmărit și ne-a acceptat desfășurarea acestui ședință. Dacă mai dorești cineva? Mulțumesc! Publicarea în ședința închisă și eu vă mulțumesc pentru ascultare.